Isabela Vasiliu Scraba, Frumoasa sirenă și harul ei moșteni. Partea a doua, despre ghicitori în pietre, de Mircea Eliade. Într-un vis pe care Mircea Eliade l-a avut la Ascona, în noaptea de 27 către 28 august 1951, se făcea că trăiește ca un perfect ioghin în Elveția, și că, în urma cine știe cărei catastrofe, a ajuns să nu mai doarmă și să nu mai mănânce. De aceste schimbări se plângea lui Dasgupta, vorbind în sanscrită, limbă pe care, în fapt, nu mai vorbise de două decenii, de când părăsise mănăstirea din Himalaya. Interpretarea cu eliberarea din determinismele lumii și ieșirea din timp, care îi vine în minte imediat ce notează visul, nu este desprinsă din regimul nocturn. Vezi moto din Isabela Vasiliu Scraba, Frânturi de tehnici șamanice, din Acolada numărul 4-2024. Complementară interpretării lui Eliade apare decriptarea oferită de Carl Gustav Jung. Sensul propus de psihanalist ar fi fost că, în ceea ce îl privește pe indianistul, devenind un mare istoric al religiilor, omul regimului diurn, adică savantul Eliade, ar fi reușit să ucidă, adică să reprime, omul regimului nocturn, interpretare a cărei justețe este și ea confirmată de Mircea Eliade, atunci când regreta în jurnal că a lăsat să treacă 4 ani fără a scrie deloc literatură. Regimul nocturn este regimul universurilor paralele în care se ajunge fie pe calea visului, fie pe calea fanteziei sau pe calea inspirației literare venite de la zei, cum scria Platon în Politeia. Vezi Isabela Vasiliu Scraba, Platon, Cetatea Ideală, 10 iunie 2022, pe YouTube. Însă și rotunda nuvelă Ghicitori în pietre trebuie să fi fost inspirată de zei. Poate din pricina asta a și fost atât de puțin înțeleasă de ce inclinat să parafrazeze nuvelistica eliadescă, imaginându-și că se poate urmări subiectul unui povestiri al cărui sens le scapă. Fiindcă rolul primordial în nuvelă nu l-are viceconsulul Suedei sau Ghicitorul în pietre, cele două personaje cu care debutează novela. Figura în jurul căreia se întrețese treptat acțiunea este enigmatica Adriana, supranumită împărăteasa, și nu tânărul diplomat care a rătăcit mai bine de 18 ore căutându-l pe Vasile Beldiman, ca să-i spună că vălimăreștii au primit telegrama prevăzută de ghicitori. Peregrinările sale n-au fost desigur străine de încercarea de a ocoli acel nenoroc legat de două fete, a căror identitate rămâne pentru Emanuel misterioasă până în ultimul moment. Singurul lucru pe care îl află este că una dintre fete este cunoscută, deși, cu nou ei nume, acela de Adina, rămâne și identitatea ei perfect misterioasă. Banala hoinăreală a lui Alexandru Emanuel, prin movila, pe plajă, la cafeneaua lui Vidrighin, unde bea 2 cafele și citește telegrama, la hotel, la Vidrighin, unde comandă un coniac și o cafea, la cafeneaua lui Trandafir, unde mai bea un coniac, pe plajă până la dig, apoi spre hotel și cu taxiul la Constanța, micul popas în casa lui Alessandrini și de aici la barul de noapte Albatros, apoi pe plajă, iarăși la Albatros și iar pe plajă, mi-a amintit de o pagină scrisă de Mircea Eliade în 1963, când la Madrid îi apărea primul volum de nuvele, cuprinzând și Ghicitori în pietre. E vorba de un surprinzător comentariu la Ulise de James Joyce, trecut în jurnal. Mircea Eliade observase că în romanul cel mai semnificativ al secolului 20, Joyce se întoarce la monotonia hoinărelilor eroilor mitici
din religiile australiene. Suntem încântați și admirăm ca și băștinași australieni faptul că Leopold Bloom se oprește într-o cârciumă și bea o bere. Ca o mică paranteză, aici ar fi de amintit că în incultura oficială contemporană, un nepot al groparului culturii românești, Aca Leonte Răutu, Aca Wittgenstein, cu un frate oișteanu, a stat să-i numere cafelele, coniacele și în mod special antidepresivele pe care Mircea Eliade le-a înghițit după moartea primei sale soții. Să ne întoarcem însă la Ghicitor în pietre. Abia la sfârșit, Alexandru Emanuel ajunge să afle că frumoasa Adriana, zărită o clipă la Albatros și dimineața urmărită cum înaintează în nod spre țărm, e fica lui Vasile Beldiman. Îi spusese însăși Ghicitorul în pietre când, așezat alături de tânărul diplomat pe tic, îi povestise obiceiul fetei sale, avută la bătrânețe, de a sări din iahtul pe care îl făcuse cadou și a venit la țărm înnotând ca o sirenă. Cu discuția dintre tânărul aflat în vacanță și Ghicitorul în pietre, începe și se termină misterioasa și rotunda novelă concepută în martie 1959 la Chicago. Simetriile nu se termină însă aici. Amuzată la culme de fuga lui Alexandru Emanuel, pe care îl vede în ușa restaurantului doar o fracțiune de secundă, frumoasa fată lui Vasile Beldiman le spune comesenilor de la Albatros că tânărului diplomat îi este frică de ea. Asemenea tatălui ei, Adriana vede cu duhul, adică dispune de evidente capacități divinatorii care o fac să știe dinainte că Emanuel va refuza călătoria la Balcic, urmând a fi făcută cu iactul ei și că, privind-o mai atent, va trăi o clipă de fericire. După o experiență în vecinătatea morții, pe care a avut-o fiind trăsnit pe 17 septembrie 1975, în timp ce vorbea la telefon, Denion Brinkley căpătase harul ca văzând o persoană să-i vadă limpede episoadele din viață, ca și cum i-ar fi urmărit filmul vieții la TV. Pe lângă un har cumva asemănător moștenit din familia Beldiman, fata Ghicitorului în pietre e dăruită și cu o fantezie exuberantă. La împărăteasă, universul paralel al precogniției face casă bună cu universul paralel al imaginației, care o determină să brodeze în jurul clipei de fericire, urmând a fi trăită pe dic de Emanuel, atunci când tânărul diplomat, văzând-o înnotând spre dic, s-a simțit deodată atras de frumusețea sirenei și a zâmbit fericit, așteptând-o să se apropie. Entuziasmat de redescoperirea funcției visului și a imaginarului, Mircea Eliade oferă aici o poveste în poveste, pe care n-aveau cum să o înțeleagă analfabeții funcționali care au confiscat Wikipedia. În enciclopedia devenită o insulă a fericiților criminali comuniști nicicând judecați, rudele și clientela acestora au avut grijă să îndepărteze exegezele scriitoarei Isabela Vasiliu Scraba la novelistica lui Mircea Eliade. Pe însuși Mircea Eliade, înfățișându-l după șabloanele de gândire folosite de torționare comuniști din închisorile politice. Vezi abuz de putere în Wikipedia confiscată. Wikipediștii inculți s-au ocupat și cu prezentarea povestirii Ghicitori în pietre ca să o coboare la nivelul celor care au refuzat alcătuirea unui fond de Eliade din donația pe care n-au știut cum să o facă dispărută. Analfabeții funcționali l-au citat spre o cât mai asiduă mediatizare și pe Culianu, destăinuind nu numai pentru securitatea care îi aștepta cu nerăbdare notele informative despre Eliade, ci și pentru cititorii revistei Limite din noiembrie 1986, că Mircea Eliade i-ar fi spus următoarele.
Lumea este un camuflaj. E plină de semne care trebuie descifrate cu răbdarea unui ghicitor în pietre. La prezentarea nuvelei Ghicitori în pietre, Wikipedia mai induce în eroare cu un citat în care, neinspirat, Eugen Simion notase că personajele s-ar căuta și nu s-ar găsi și s-ar salva de nanec fără să intre în apă. Dacă ar fi urmărit mai atent firul desfășurării narațiunii, acest critic literar de excepție ar fi observat că numai fata poreclită Adina, singura care îl știa dinainte pe Emanuel, ratează întâlnirea la hotel cu fostul ei logodnic. Cât despre Alexandru Emanuel, acesta, deși l-a căutat cu insistență pe Vasile Beldiman fără a-l găsi, fiindcă pe plajă îl confundase cu un străin, la cafeneaua Trandafir, pe vreme urâtă, fostul paznic de far nu merge, iar la restaurantul Albatros a intrat după ce ghicitorul de pietre plecase, ajunge totuși să-l întâlnească pe Dick. Așezat alături de viitorul viceconsul al Suediei, Beldiman îi limpezește negurile adunate din pricina grabei cu care tânărul diplomat se tot depărta de grupul cuprinzând două fete. Fabuloasă în această novelă este fără îndoială transpunerea cu mare fidelitate a visului ghicit de Vasile Beldiman într-o realitate fără cusuri, adică lipsită de falii în spațiu sau în timp. Novela se încheie cu o scenă amintind scena din visul lui Emanuel cu o fată pe care ar fi vrut să o cunoască, ajutându-o să se ridice dintr-o căzătură, dar ratează ocazia căci o altă fată apucase a o ajuta înaintea lui. Este aici o a doua simetrie, ilustrând corecta prefigurarea destinului, mai precis a începutului de destin, căci urmează, după premoniția împărătesei, ca ea, Adriana, să se revadă la Stockholm cu viceconsulul Suediei. Când să se apropie de fascinanta sirenă, care sărise din iahtul ei și notase cam un kilometru până la țărm, Alexandru Emanuel observă bucuria Ariadnei de a o zări pe Adina, prietena ei apărută la capătul digului. În vis, tot așa, el n-ajunsese să o cunoască pe frumoasa fată căzută la patinoar, fiindcă i-o luase cealaltă fată înainte. Capcana destinului, în care tânărul diplomat este prins fără scăpare, se conturează și cu relatarea lui Bot Gros, prieten cu Adina și cârmaș al iahtului, de la care Emanuel află că Adriana și Adina se împrieteniseră în iarnă la patinoar și de atunci rămăseseră prietene nedespărțite. Însăși porecla de Adina, care îi plăcuse fetei și de aceea și-a însușit-o, i s-a tras din confundarea ei cu Adriana, deși cele două nu semănau între ele. Ezitarea în precizarea numelui împărătesei, numită Adriana sau Ariana, la care putem adăuga Ariadna, cea cu firul salvator, și chiar Arahne, țesătoarea care, torcând firul vieții, cunoaște destinul, nu este deloc întâmplătoare. Ea sugerează prezența unei zeități feminine, al cărui nume exact nu poate fi știut. Novela mai aduce în prim plan simbolisme de similare semnificații, precum marea, ploaia, apa înghețată a patinoarului, noaptea, femeia, viața, destinul. Să revenim însă la povestea care a stârnit hazul general, imaginată de împărăteasa, care ghicise scena momentului de fericire pe care urma să-l trăiască Alexandru Emanuel, văzând-o pe ea, Adriana, apropiindu-se ca o sirenă de țărm. După povestea în poveste, ticluită cu bună dispoziție și cu fantezie tinerească de fata lui Vasile Beldiman, tânărul diplomat a ajuns totuși pe iahtul pornit cu grupul de artiști spre Balcic.
pe iaht ar fi sărutat-o pe Adriana, i-ar fi spus că niciodată nu o să știe cât a iubit-o și, cam la un kilometru de țărm, Alexandru Emanuel ar fi sărit în apă. Voia să scape de călătoria la Balcic, înotând înapoi la Constanța. Fiind însă extrem de obosit de noaptea nedormită și de continua lui căutare, deși era un bun înotător, ar fi fost pe punctul de a se înneca. În ajutor i-ar fi sărit de pe iaht Adriana și de pe țărm tatăl ei, Vasile Berliman. După relatarea lui Alessandrini, povestea Adrianei, spusă după plecarea Alinei, a fost partea cea mai frumoasă din acea seară de la Albatros, în care centrul atenției fusese împărăteasa, ghicind cu uimitoare precizie replicele viitoare ale tânărului diplomat. Momentul culminant l-a constituit însă povestea imaginată de ea, poveste cu mult mai distractivă decât realitatea, oricât ar fi ea de bine ghicită. În acel motto pe care l-am pus la partea întâi a hermeneuticei novelei Ghicitor în pietre, vezi acolada numărul 4 din 2024, apăreau trei concepte indiene. Materia, prakriti, care înlănțuie pe om în iluziile existenței, maya, și spiritul, purusha. Ideea din motto era că, deși condiționată în regim diurn, materia, prakriti, ar fi dinamizată în regimul nocturn printr-un fel de instinct teleologic, într-o activare a straturilor adânci ale inconștientului. Prin intermediul universurilor onirice, inconștientul, care este prin excelență materia, prakriti, ar tinde să imite libertatea spiritului, purusha, eliberarea lui din determinismele și constrângerile lumii spațiotemporale. Materia ajută în felul acesta spiritul să se elibereze, adică să se decondiționeze, după cum preciza la Ascona pe 25 august 1950 Mircea Eliade într-o conferință de succes răsunător publicată în volumul Mit, Rev, Emister, Gallimard, Paris 1957, în românește la Univers Enciclopedic 2008, tradus de Maria și Cezar Ivănescu. Cu ocazia primei sale participări la conferințele Cercului Eranos din Elveția, un profesor de la Universitatea din Ierusalim îl flatează cu mărturisirea că i-a citit toate cărțile, chiar și Yoga din 1936, contribuind peste an la volumul netradus în românește Myth and Symbols, Studies in Honor of Mircea Eliade, Chicago 1969. Și Joachim Wasch, cel care s-a străduit să-l aducă în SUA, profesor american de origine evreiască, pe care avea să-l urmeze la Catedra de Istorie a Religiilor de la Divinity School. I-a spus atunci, în 1950, că în seminarul său îi interpretează Le Mythe de l'Eternel Retour și Traité de l'Histoire de Religion, cele mai recente cărți ale lui Mircea Eliade, apărute la o editură prestigioasă de la Paris. La Ascona, Mircea Eliade l-a cunoscut personal pe Carl Gustav Jung, un bătrân încântător, deloc prețios, care îi place să vorbească și să asculte cu aceeași bucurie. Un an mai târziu, Mircea Eliade a ținut cu mare succes, pe 27 august 1951, a doua sa conferință în Cercul Eranos despre timp și eternitate în gândirea indiană. Noaptea următoare, după o neodihnă de vreo 20 de ore, eminentul indianist a avut acel vis interpretat ca ieșire din timp, în care se vedea pe sine în Elveția, trăind ca un yoghin autentic și vorbind sanscrita cu Dasgupta, vis interpretat și de Carl Gustav Jung.
Cu psihanalistul edvețian, Mircea Eliade avea să scoată revista Antaios, a cărei colecție completă a donat-o în 1984 Academiei RSR, condusă de Alexandru Graur, și având-l ca președinte al secției de filozofie pe proletcultistul Gulian, ambii de aceeași origine etnică. Cu astfel de oameni ai Moscovii, donația din 1984 a fost refuzată și dirijată către Biblioteca Centrală Universitară, fostă a fundațiilor regale. Mia de volume oferite românimii captive dincolo de cortina sovietică de fier ar fi trebuit să constituie fondul Mircea Eliade, căreia staliniștii cu putere de decizie, înainte și după 1990, nu i-au dorit prezența. De altfel, oficial, nici nu fusese confirmată primirea donației făcută prin academicianul Mircea Malița. Refuzul alcătuirii unui fond de Eliade din donație și din arhiva rămasă la Corina Alexandrescu, sora sa din București, trebuie să o fi determinat pe academicianul Zoe Dumitrescu Bușulenga să aștearnă pe hârtie următoarele. Numai nevolnici își închipuie că au exclus din patrimoniul românesc și universal un titan de talia lui Mircea Eliade. Să fie oare reacția unor piticani frustrate de faptul că n-au avut și n-au dat lumii titani de stirpea lui Eliade? Ceea ce deranjat și încă deranjează asemenea piticanii frustrate este recunoașterea la scară mondială a lui Mircea Eliade ca liderul de necontestat în al domeniului istoriei religiilor. De aceea au și lansat zvonul, preluat de răspândace din mediul universitar ioșan, că Ioan Petru Culianu ar fi mai mare, vezi Doamne, decât Eliade. Frustrații sunt și cei care au tot pompat banii din bugetul României spre a-i traduce lui Culianu tezele studențești în nenumărate limbi. Din nefericire, numai ele au rămas să-i reprezinte opera personală de zis istoric al religiilor, nimic altceva decât modeste lucrări pregătitoare unei catedre de istoria religiilor, de care a avut parte doar în universul paralel al imaginației piticanilor care vor să-l cocoațe pe turnător deasupra Marelui Eliade. Pe calea visului premonitoriu, omul are uneori posibilitatea de a răsfoi cartea propriei vieți. Așa a fost cu visul lui Alexandru Emanuel din Ghicitor în pietre, dar și cu visul lui Mircea Eliade, în care un șobolan i-a mâncat manuscrisul. În realitate, șobolanul Culianu urma să-i mănânce două manuscrise, al celui de-al patrulea volum de istoria credinților și al micului dicționar al religiilor. Tot pe calea visului, dacă este mare scriitor așa cum a fost Mircea Eliade, și dacă în regimul diurn el posedă o perspicacitate rară în ce privește judecarea și interpretarea istoriei contemporane, cum scria Pericle Martinescu despre Eliade, omului este dat să ghicească viitorul receptării operei sale în statul concentrațional comunist și în România criptosecuristă de după 1990. Vezi, Isabela Vasiliu Scraba, visul premonitoriu al lui Mircea Eliade,